O nouă campanie care are ca scop prevenirea și combaterea consumului de droguri se va lansa în curând în Cernavodă. Administrația publică locală a semnat un acord de colaborare cu Centrul Antidrog din Tulcea în scopul conștientizării populației, în special a tinerilor, asupra pericolului reprezentat de consumul și traficul de substanțe halucinogene. Am dat curs acestei propuneri a dumnealor, a reprezentanților acestui centru, de a colabora împreună pentru câteva obiective și, în primul rând, cunoașterea acestui flagel, atât cât există el în orașul Cernavoda, atât privind consumul substanțelor clasice halucinogene, dar și a celor etnobotanice. În cadrul campaniei, prin diferite programe și acțiuni, cernavodenii de toate vârstele vor fi informați despre cum să se ferească de capcanele drogurilor. Poate să facă câte ori face, nu face nimic. Nu. Știi pe cineva care consumă droguri? Nu. Cunoști pe cineva? Dar și dacă știam, nu vă ziceam. Da, așa ceva e bun. E sigur că da. Dar ce să vă zic, că trebuie neapărat luat o inițiativă de asta. Mi s-a întâmplat odată la bloc, au intrat doi băieți tineri, aveam o masă acolo la intrare și au desfăcut niște pliculețe. Autoritățile sunt de părere că lupta împotriva drogurilor trebuie dusă pe toate palierele, atât în școli și instituții, cât și în familie. Sper ca Cernavodă în continuare să rămână un oraș cât mai curat din acest punct de vedere și vom colabora cu toate instituțiile care se ocupă de aceasta, de la cei care se ocupă de prevenire, evaluare, consiliere, antidrog, dar și cei care fac descinderi în orașul Cernavoda. În ultima perioadă s-a constatat o creștere a numărului de persoane care consumă droguri sau substanțe etnobotanice. Din cauza lipsei de informare asupra efectelor negative, nerespectării legislației și naivității, mulți tineri devin victimele acestui fenomen.